Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou clip din seara de Jedi, din episodul cu numărul 2. Deci asta tot aici, pe plajă, la o curvă, la o aia, una alta. Da, avem acolo în GTA, nu știu cum să vă spun, deci hai să găsim o mașină. Și tot asta, o să mai jefuim niște magazine pentru că, știți voi, money, stai cum se vede așa, money. Și da, mi-am instalat și eu monitorul al doilea, acum am OBS-ul aici, unde mă uit eu acum, și camera OBS este fix în față. Respect. Deci nu uitați, dacă vă place, să apăsați butonul de like și totuși aș vrea și o mașină, dacă nu vă supărați. Deci ce zic? Weapon, stai, ce mi-am dat? Am weapon al lor, hai să vedem. Fără, nu prea am bani, dar rest e ok. Face-l asta. Mașină. Ce fane, stop. Dă-și mie mașina, dacă nu știu. Zi, mersi, fă că nu te omor. Așa, dă-te. Don't ask how I got this number. We met a while ago, I think. Or we should have done. Mașina arată bine. Bun, o să ne oprim aici și o să apăsăm S și intrăm în map. Și uite, avem chiar aici un mic, mare magazin pe care să-i dăm jefuială. Am luat-o greșit, fuck, up. Nu cred că mai contează dacă am luat-o greșit sau nu. De fapt, am luat-o bine, oarecum. Uite ce-o de-aia de... Aici e, mai în față. Da, adică parcăm așa, frumos. Sperăm că nu facem nimica. Să facă așa, că facem o poză pentru thumbnail, să avem. Cu oamenii să-i dăm cu Tomeda. Ia, e deschis, pe bune? Ești maker, măi, ești maker. Mișcă sau te tau? Mișcă! Da, e go. Așa, hai să mergem că ne-acum ne-a poliția. Am mai făcut niște bănuți. Respect. Poliția vine din partea aia. Noi o să o luăm pe aici. Și o să ne prindă. O să mergem pe plajă, dar sigur nu ne prinde nimeni acolo. Ok, poate mașina asta ia și a curba, zic. Doar zic. Alo, poliție în față! Gata șeful, mă rog pe aici. Mergem direct la plajă. Și o scăpăm. Am făcut ura în cap, respect. Bă, parcă se deblocă o groază de chestii la nivelul 5. Stăm să ne scapă. You have unlocked a new weapon, go to ammunition to purchase. Ok, se respect. Bun, hai să mergem la un ammunition atunci. Sper că am scăpat de poliție, nu mai văd. Asta de poliție, parcă era un ammunition fix pe aici. Nu știu. Să-i dăm birjă. Nu prea putem cu mașina asta, da, e ok. Deci dacă vă place, uitați să vă dați butonul de like și să facem mai multe episoade, până la urmă e GTA 5. Nu-i așa? Tu curviță. Protect the targets, da frate? Acum. I-am avut un drop. Mic. În ce? Vehicle, nu știu ce am loc. Ia-te pe o parte.
avea și de unde alege mașini. Nici mai am muniție pentru arma asta, deci... Gata și fane, ia zi. Am deblocat Uzi-ul. Mara șmecher. 3700, noi avem 36.000, respect. Așa. You want Czech Republic and Space Rangers? I love that show! Full. Păi ce am de... Pe bune, am totul blocat aia. Meh, ok. Așa, hai să vedem ce mai avem pe aici. Să-mi iau gloanțe pentru arma mea. E full. Bă, ești nebun? Am blocat flashlight-ul aia. Grip. All your post-apocalyptic needs under one roof. Așa, mai am ceva de blocat la aia. O, tinturi de-astea. Ăsta are... Nu știu, de să-ți cumpără. Aia nu-mi place. Esc. Bun, hai să vedem ce mai avem. Aș putea să iau și un de-asta? No, nu avem mai. Ok, hai să luăm... C4. Level 19, C4. Tăcă, șeful. Care e pistolul? O să-i pistolul. Pot să iau și eu ăsta. Și suppressorul. Și ăsta mai mare. Respect. Combat 33. Uite, l-am și pe ăsta, dar nu mai mi-ajunge acum tot ce am. Oare pot să-mi iau și armură? Hey, you there? Hey, man, y'all ain't the first person I come to, or the second. Uite, trebuie să ne luăm armură. Am zis, mai de asta. Ok. Ne-am luat și armură. Bun, hai să vedem. Bă, de când am intrat în magazin, erau cam multe mașini pe aici. A plan. Vit la mar at L2. Ok, bun, cred că să facem pe live stream sau ceva. Bă, da, ok, am mărtă bubuitură. Îmi place. Și o mașină, dacă nu vă supărați. Să crezi că spune la tu, Uzi-o. Nu așa, asta are arun. Atunci, mâncă eu. O, avem și flashlight, respect. Ok. Hai să luăm o mașină și să mai jefuim repede. Ieși afară, mă, la poliția, nu mai contează. Am ușa deschisă, nici asta nu contează. Poliția vine din partea aia, noi luăm partea asta, că suntem șmecheri. Și ne-am dat de... nici nu era să întorc spre poliție, dar în rest e ok. Ce să mai facem noi în GTA? Și nu prea am idee, dacă aveți idee ce să facem în clipuri și chestii, lăsați în semnale de comentarii pentru că, na, nu prea am idee. Nu prea am idei, sincer. Mai astea prin distorțiile singur. Cum mă joc eu acum. Oricum, nici chiar prin distorțiile, că ai ce să faci, doar că, na. Am putea merge... Dacă nu ar veni poliția din partea aia, ok, am scăpat și de poliție. Bă, de ce m-am luat poliția? N-am făcut nimic. Ce e ceva? Respect. Gata, șef. Ia capul. Mi-am dat două capete, ne batem puțin cu poliția dacă toți suntem șmecheri. Mă văd că sunt cam tari în gură. Are shotgun și dă-le.
pe aici. Stai să zicem, mergem. Stăm pe unul. Ce, mergem așa. N-a mers, s-a dat cu shotgun-ul. Păi, mai avem, mai avem puțin. Și-l bădeam, îi dădeam așa un pumn în gură. Așa. Bă, mă dat departe de lezinul de haine. Nu aici. E să șmerem. Să vedem. Bă. Bă. Tipul ăsta are voce de fată. Dude, ăla era bărbat și avea voce de fată. Bă, ia vină-mi cu pace. Ăla era de ce Ticul era bărbat și avea voce de fată. Respect. Respect. GTA 5, bă, cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, să apăsați butonul de like. L-am descoperit pe tipul ăsta cu voce de fată acolo, un mare like. Că altfel nu mai postăm, glumesc. O să mai postăm și GTA 5. Dacă v-a plăcut, like, subscribe, pentru că deja începem în forță cu videoclipurile și chestiile care mai avem nevoie. Într-un, totuși să... Hai să vedem, standard. Trebuie să schimbăm și noi hainele, nu-i așa? E ceva mai interesant. Nu-mi plac ochelarii de la asta. Mă, stai, zici că e ceva, de ceva mai casual, așa. N-are. Am putea să iei în papuci. Respect. Business. Și chiar cu un costum, la un moment dat, albastru, dacă îmi spuneți unde este... Era foarte șmecher costumul. Așa foarte... Interesant era. Dar încerc să vede că mai turcesc și chestii, dar că sunt un pic răcet. Unde n-are? Aici? Nu. Nope. Team Heavy. Sigur, nu aici. Deci ăsta îmi place, e interesant. Cred că dacă îl cumpăr în România, de tot nu-i așa. Da, interesant. Outfits, am înțeles. Bun, ne-am și schimbat acest episod, deci dacă vă puneți să dați un like, să dați ce pe Facebook, chiar mă ajută foarte, foarte mult să creștem cât mai repede. A început și ploaia, afară a început și ploaia, eu stau aici ca un șmecher. Nu uitați data viitoare, sau luați clipurile care mai apar azi și la live stream, da, să putem să facem și un live stream azi. Ceau, bă!